În Olt se fac pași mari în agricultură, odată cu reabilitarea mai multor stații de irigații și umplerea canalelor cu apă. Programul ce presupune irigarea terenurilor gratuit începe să prindă contur. Cei de la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare lucrează de zor pentru ca sistemul de irigații să fie refăcut în totalitate. Săptămâna aceasta s-a dat drumul la apă pe canalele din zona Piatra Olt, urmând ca anul acesta suprafața irigată să crească. Am pus în funcțiune, chiar anul acesta au fost puse și cred că pe priza de la Strejești, cu ajutorul nostru, Federația a putut băga apă pe canalul de irigații și continuăm acest program separat de programul principal de irigații pentru ca în 2020 Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare să ajungă undeva la 2.400.000 de hectare. Practic printr-o rotire de cultură, și aici fermierii poate să ne spună foarte bine, să poată să fie irigate, nu o să se poată iriga în România mai mult prin rotire de culturi într-un an mai mult de 1.200.000 de hectare. Irigarea terenurilor agricole este o mană cerească pentru fermieri, doar în acest mod ei își pot salva culturile, mai ales că fenomenul deșertificării se extinde în sudul județului. Pentru exploatația mea, aceste proiecte sunt vitale. Pe zona noastră nu s-a irigat de peste 20 de ani. Pentru noi, pentru fermieri, apa înseamnă existență, practic, și am elimina falimentul din ecuație dacă aceste canale ar fi pline cu apă. Odată cu reabilitarea stațiilor de irigații, fermierii pot accesa fonduri europene pentru sisteme ce vor duce apa din canale până la culturi. Din discuțiile avute cu reprezentanții organizațiilor de udători, există în continuare o apetență foarte mare și pentru accesarea acestor fonduri, și acesta este un lucru foarte bun. Nu cred că este puțin lucru să obții finanțare nerambursabilă în proporție de 100% de 1 milion de euro per beneficiar. În județ, cei de la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare au în desfășurare și alte proiecte care vor fi finalizate în următoarea lună. Sunt vizate lucrări în zona de sud a țării. În acest moment, contractul pentru terasa Corabia a fost semnat și este în valoare de 57 de milioane de lei, iar lucrările vor începe în 2 săptămâni. În această zonă au fost contractate cele mai multe organizații de udători, iar suprafața estimată ce va fi irigată este de 30.000 de hectare. Lucrările de la Caracal sunt aproape gata, estimându-se că se vor umple canalele cu apă la sfârșitul lunii iulie. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare în județul Olt a demarat, are în derulare 3 proiecte pe care se lucrează în momentul de față. Pe Bucșan-Cioroiu, amenajarea Bucșan-Cioroiu, care prinde toată zona din zona Găneasa până jos la Osica și Fălcoiu. Este o amenajare pe care se reabilitează de 20.000 de hectare. Am coborât după aceea pe terasa Caracal. Această amenajare este și ea în reabilitare. Valoarea proiectului este de 23 de milioane de lei. Al treilea obiectiv care este în lucru în momentul de față este Stoienești-Vișina, cu o parte de lucrare, pe jumătate din lucrare, de 11 milioane de lei. La fel și în anul 2018 punem proces verbal de recepție pe prima etapă din Stoienești-Vișina. Etapa a doua este în licitație. Programul ce privește refacerea sistemului de irigații este implementat la nivel național, astfel că în țară, în etapa 1, au fost reabilitate 40 de amenajări ce deservesc pentru irigarea 1.300.000 de hectare. Anul acesta se dorește reabilitarea 37 de stații de irigare, ca în ultima etapă să fie puse în funcțiune alte 9 stații. În Olt, până în 1989, erau înființate 9 stații de irigații. În ultimii ani, cei de la ANIF au amenajat 7 dintre acestea.